În etapa a șasea, Ligia 3 la fotbal, CSM Bucovina Rădăuță a pierdut în deplasare scor 0 la 4 cu formația Fece Bacău. La Fălticeni, șomuzul din localitate a terminat la egalitate cu Șoi Migura Humorului scor 1 la 1. În campionatul județean de fotbal, Liga a 4, în etapa a s-au înregistrat următoarele rezultate. Recolta Fântânele, Bradul Putna 1 la 6. Dream Team Ipotești, Progresul Frătăuții Vechi 1 la 2. Minerul Iacobeni, Viitorul Iteni 0 la 4. Cetate Suceava, Juniorul Salcea 4 la 1. Juniorul Suceava, Moldova Drăgușeni, 4 la 4. Forestierul Frumosu, Zimbru Siret, 3 la 0. Pe primul loc în clasament se situează Cetatea Suceava, urmată de Bradul Putna și Viitorul Liteni. Prima clasată la finalul sezonului se califică la barajul de promovare în Liga a 3. -a. Potaisa Turda a învins CSU Suceava cu scorul de 39 la 36 în etapa a 6 a Ligii Naționale la Hambal Masculin, într-un meci desfășurat în sala LPS din Suceava. Sabrera Sabina Martiș, CSA Steaua, a cucerit duminică medalia de argint la turneul satelit de scrimă de la Sofia. La același turneu, George Dragomir a câștigat bronzul tot la sabie. Luca Joldea reușește să câștige la Lima, în Peru, o nouă medalie pentru România. După aurul de la pistol aer comprimat, Luca a terminat pe locul 2 în proba de pistol liber. În Liga Campionor la Hambal Feminin, echipele românești au înregistrat următoarele rezultate. CSM București a învins pe teren propriu formația Nicopin cu scorul de 27 la 26. Rapid a pierdut în deplasarea din Danemarca cu Eisberg, scor 39 la 32. Iar meciul dintre Fering Buda Budapesta și Gloria Bistița s-a încheiat cu scorul de 32 la 28 în favoarea formației maghiare. După victoria CSM-ului în fața danezilor de la Nicoping, scor 27 la 26, Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor cu 1.154 de goluri. SCM Râmnicu Vâlcea și-a judecat prima manșă a dublei cu Dunais Castreda din Slovacia din preliminarele EHF European League, câștigând acasă cu 28 la 26. CSM Constanța a remizat cu suedezii de la Istadz, scor 29 la 29 la capătul unui meci extrem de spectaculos din prima rundă a noului sezon de European League. În Liga Campionilor la handbal masculin, Dinamo București a învins formația Eurofarm Pelister cu scorul de 34 la 25. La debutul în grupele Ligii Campionilor la Polo pe Apă, Steaua București a pierdut meciul disputat cu campioana Serbiei, Novi Beograd, în deplasare, scor 11 la 7, după ce la finalul primelor trei sferturi scorul era egal 6 la 6. CSM Oradea a învins în Germania pe Waspo Hanover cu scorul de 11 la 10 în prima etapă din Liga Campionilor la Polo pe apă. La volei masculin, campioana României, Corona Brașov, reușește calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur din Elveția, Corona Brașov s-a impus cu scorul de 3 la 1 în fața echipei volei Șonenvard, iar la Brașov, elvețienii s-au impus cu scorul de 3 la 2.